We are very pleased to be signing the partnership contract with the Technical University of Moldova. We know that Technical University is number one in its field, and we are very pleased that we will be able to partner with such an important university. TMAI, being real, by far the largest bank in the country, clearly is developing all the products, including the products in the digital field, the products when technology is the key. And this is the area where we see lots of synergies between MAIB and Technical University. We will continue contributing into the success of the university, and we look forward to seeing more and more students in our internship program and to become professionals with MAIB. I'd like to thank the university faculty, rector, and everyone who contributed into this project. Facem un nou salt calitativ în pregătirea specialiștilor pentru domeniul îndirii economice, business-ul financiar, bancar. Orice înseamnă o universitate modernă, înseamnă spații, înseamnă profesori, înseamnă studenți talentați. Vom investi foarte mult împreună cu MAIB în diverse activități, să creăm evenimente, training-uri suplimentare ca ei să complimenteze cunoștințele pe care le obțin în aulele universitare și de asemenea să investim în cei care vor transmite aceste cunoștințe, și anume profesorii, cadrele didactice care vor fi implicate în acest proces. Parteneriatul MAIB-UTM este unul strategic pentru noi și pentru oamenii din Moldova, prin perspectiva faptului că noi venim să contribuim la dezvoltarea potențialului uman, pentru că dorim să investim în dezvoltarea acelor competențe și acelor talente care vor aduce aportul la dezvoltarea serviciilor țării noastre, a produselor, la dezvoltarea comunității noastre. Țintim să dezvoltăm activități de instruire pe anumite competențe care nu sunt atinse în programa de studii în cadrul universității. Să ajutăm studenții să înțeleagă care sunt acele arii, acele competențe pe care ar putea să le dezvolte, să devină mai competitivi. Așteptăm studenți foarte bine pregătiți să se alăture echipei MAIB.